Noi suntem metroul ăsta, așa cum suntem și în viață. Unul lângă altul, dar cu inimile la kilometri distanță. Stimați călători, datorită nedetecțiunii de ordin tehnic, trenul a oprit de urgență. Mariana. Daniel, încântat. Tu spuneai că am un telefon pentru câteva minute? Jur că nu te minți, sunt prins la metro. Asta sigur se droghează. Ce, și tu folosești? Și? Nu folosesc. Păi de ce zici nu dacă n-am spus încă ce? Și ție cu cine nu ți-ai ieșit? Fost tu? Ai încredere în mine? Dacă nici asta nu e încredere, nu știu cum se cheamă. Vă sunteți nebun, mă? Nu? Astea sunt glume? N-a chemat la spital la imele. Da. Trebuie să fie un spital foarte bun. Pe mine aseară m-au sunat 3 colegi și toate rudele. Eu zic să facem la fel. Doamne ferește, vreun prieten de-al nostru pe acolo. Ăștia coboară? Vede vreunul dintre voi ce cadou imens am primit noi aici? A oprit timp un loc ca să ne putem cunoaște. Mănânci ciorbă? Numai dacă e fierbinte. Da, sarmale. Preferatele mele. Fantastic! Ce? Uite, mă, după atâta vreme, nu ți s-au astupat găurile de la urechi. N-am niciun drept să te ajute. Unde mergi? Cobor la primul. Când ne-am urcat în metroul ăsta, am crezut că mergem câteva stații și coborăm. Dar uite că am mers câteva vieți.